Salutare pariorii! Pentru ziua de marți, tipsterii de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele 9 pronosticuri. Porto Atletico Madrid. Tipsterul Zanfi spune că Porto își va dori să câștige acest meci în speranța că va încheia grupa pe locul 1, în timp ce Atletico Madrid va da totul pentru a evita o clasare pe ultima poziție din grupă. Astfel, tipsterul nostru mizează pe un meci spectaculos și propune pariul pe cel puțin 3 goluri marcate. Liverpool-Napoli. Tipsterul Red crede că la această confruntare avem toate ingredientele pentru un adevărat spectacol. Ambele echipe practică un fotbal super ofensiv și sunt implicate cu regularitate în meciuri încheiate cu scoruri mari. Prin urmare, pronosticul tipsterului nostru merge pe intervalul de 3-6 goluri marcate. Sporting Frankfurt. Tipsterul Radu Oprea spune că miza meciului este uriașă pentru ambele echipe, acestea luptând pentru calificarea în faza optimilor Champions League. Ținând cont de acest lucru și de faptul că Frankfurt traversează o formă mai bună decât adversara ei, tipsterul nostru mizează pe cel puțin un gol marcat de Frankfurt până în minutul 70. Zug Davos. În opinia tipsterului Andrei Cingulescu, hocheiștii de la Zug au început slab sezonul și au o defensivă destul de modestă, încasând în medie 3,2 goluri per meci. Având în vedere acest detaliu și faptul că Davos practică un joc ofensiv, pronosticul tipsterului nostru merge pe minimum 2 goluri înscrise de Davos. Bayern-Inter. BMG consideră că Bayern este favorită clară și, ținând cont că va evolua pe teren propriu, ar trebui să controleze această partidă. Cei de la Bayern traversează o formă bună și practică un joc mult mai bun față de adversarii lor, așa că tipsterul nostru mizează pe victorie Bayern și peste 1,5 goluri. Rangers-Ajax. David Chirilă spune că Ajax este echipa mai puternică și, ținând cont că Rangers nu se va putea baza pe mai mulți jucători importanți, este de așteptat ca Ajax să domine această confruntare. Astfel, tipsterul nostru propune pariul pauză sau final 2. Wade ne aduce în atenție duelul din fotbal american de colegiu dintre Ohio și Buffalo. Tipsterul nostru spune că cele două echipe sunt de valori apropiate, iar în acest sezon au avut un parcurs aproape identic. Prin urmare, ar trebui să vedem un meci echilibrat, așa că propune pariul de tip handicap Buffalo plus 4,5 puncte. Motor Aarhus. Alex spune că Motor este o echipă în derivă, fiind retrogradată în Liga Secundă Germană din cauza războiului și rămasă fără toate vedetele. De cealaltă parte, Aarhus este o echipă solidă din Danemarca și este de așteptat să profite din plin de problemele adversarilor. Prin urmare, tipsterul nostru mizează cu încredere pe victoria handbaliștilor de la Aarhus. Pegula Sakari. Tenis Tipster 92 spune că Pegula pornește în acest meci cu un avantaj moral considerabil, deoarece s-a mai confruntat cu Sakari în urmă cu o săptămână și a reușit să o învingă categoric. Astfel, tipsterul nostru crede că vom vedea un meci asemănător, așa că pariul său merge pe victoria lui Pegula și pe cel puțin 17 game-uri disputate. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.